Se anunță un protest masiv al contabililor din România împotriva introducerii sistemului ETVA, un sistem de colectare electronică a TVA-ului. Aceștia susțin că s-a creat un haos în legislația fiscală, iar implementarea acestui sistem adaugă o povară suplimentară asupra firmelor, complicând procesele contabile și administrative. Protestatarii mai solicită și stabilirea unui calendar clar al modificărilor fiscale. Astfel că luni 8 iulie contabilii vor ieși în stradă și vor protesta în fața guvernului de la ora 8.30, nemulțumiți de modificările fiscale. Apoi vor pleca în marș spre sediul Ministerului de Finanțe din piața Constituției, unde vor sta până la ora 13.30. Acțiuni de protest vor avea loc în mai multe orașe din țară. La Timișoara, contabilii vor protesta în fața finanțelor timișene.